Ziua bună, dragilor! Povestea de azi e cum nu se poate mai delicioasă. Vom desluși împreună tainele mititeilor de casă. Trebuie să știți că pentru mici foarte buni sunt importante câteva lucruri. Carnea de calitate, bicarbonatul de sodiu și supa concentrată de oase. Carnea de vită este cea mai importantă pentru mititeii noștri. Ea le va da textură și volum. De aceea folosesc întotdeauna carne de vită de bună calitate, de preferință pulpă, bine curățată de pielițe pe care o toc acasă. Pentru 1,5 kg de pastă de mici voi folosi 800 de grame de carne de vită matură, nu de vițel, care nu este potrivit pentru pasta de mici. Voi folosi 400 de grame de carne de porc tocată, dar unele rețete de mici acceptă folosirea cărnii de oaie. Dacă este pe gustul vostru, puteți să o folosiți pe aceea, desigur. Voi folosi o linguriță cu vârf de bicarbonat de sodiu, 25 de grame de sare, dar dacă vă place mai sărat, puteți să puneți mai multă, o linguriță de piper, o lingură bună de cimbru uscat și, dacă vă place, puteți pune chiar și o linguriță de ienibahar, nu este pe gustul meu pentru mici, așadar voi folosi în loc de acesta o linguriță bună de paprika dulce, frumos colorată, care va da o tentă roșietică micilor mei. Voi folosi în plus 250 de ml de supă de vită concentrată. Desigur, dacă nu aveți, puteți pune apă rece, dar cu supa de vită se va obține o pastă de o calitate mai bună și, bineînțeles, 3-4 căței zdraven de usturoi. Trec usturoiul prin mașina de tocat de 2 ori. Cu această ocazie, dacă prin mașină a mai rămas ceva carne, va fi eliminată. Pentru o pastă de mici reușită, malaxarea este esențială. Dacă nu aveți un robot pe ajutorul căruia să vă puteți baza, pregătiți-vă să frământați energic pasta vreo 25-30 de minute, adăugând supa puțin câte puțin. Pentru început, se adaugă carnea tocată, mirodenile și o lingură două de supă și se începe să se malaxeze energic. Imediat ce pasta începe să prindă formă, începe să se lege, adăugăm și bicarbonatul de sodiu și încă aproximativ 50 de ml de supă și putem să mărim puțin și viteza de malaxare. Pentru o cât mai bună omogenizare se oprește robotul de câteva ori și cu ajutorul unei spatule se curăță pereții de pasta care ar putea să adere. O pastă de mici bine malaxată va fi legată ca un aluat. Observați, dacă întorc spatula, abia se desprinde de pe aceasta. Și acum un secret. Pentru niște mititei de calitate, pasta de mici are nevoie de odihnă. Va petrece la frigider cel puțin o noapte, așadar o transferăm într-un castron și o pregătim de culcare. Se aranjează cu grijă pasta de mititei în castron, presându-se bine ca să nu aibă goluri de aer, pentru că în contact direct cu aerul, pasta de mici se poate oxida. În final, se înfoliază atent cu folie alimentară. După o noapte petrecută la frigider, pasta de mici este gata de modelat. Eu mă străduiesc să formez mititei cât mai egali, în jurul a 50 de grame fiecare. Încerc să-i fac de o lungime și o grosime uniformă, pentru că astfel se vor și frige în același timp. Mititei se pot modela atât cu mâna, cu mâinile unse cu ulei sau cu un șpriț special pentru cârnați. Niște mititei adevărați trebuie să aibă o crustă rumenă de jur împrejur și un mijloc suculent și fraged. Așadar, înarmați-vă cu un clește bun, încingeți bine de tot grătarul și prăjiți mititei 2-3 minute pe fiecare parte. Poftă bună!